Craiovenii și-au făcut planuri pentru mini-vacanța de 1 decembrie în funcție de buget. În timp ce unii sunt nevoiți să stea acasă, alții abia așteaptă să se bucure de weekendul prelungit. Așteptăm copiii să vină de afară și n-avem nimic programat. Acasă. O vacanță la munte, eu știu, undeva frumos. În țară sau în afară? În afară. Unde anume? Nu știu, undeva în Italia, Spania, undeva unde este mai mult soare, mai multă căldură. Mergem pe undeva, pe la munte, vedem cum e vreme. Avem în altă parte unde am putea merge. Vă gândiți la noi în țară sau în afară? Oh, țară, păi nu. În țară la noi. Anul acesta, cei care au optat să plece de 1 decembrie au preferat să meargă în afara țării. Față de anii trecuți, cererile pentru exterior au fost cu 70% mai mari. În schimb, au scăzut cele pentru vacanțele în România. Cele mai multe rezervări au mers pentru zonele din apropierea României, gen Serbia, în stațiunile montane, gen Copa Unic, sau cele din Bulgaria, unde de asemenea sunt 3 grupuri realizate până acum în stațiunea Bansko, de asemenea stațiune montană. Tarifele încep de la 149 de euro de persoană pentru 3 nopți de cazare, cool inclusiv și de asemenea transport inclus din Craiova cu autocar. Mulți au optat și pentru city break-uri. Cele mai căutate destinații au fost Roma, Barcelona, Londra, Bologna, pentru care există zboruri directe de pe aeroportul din Craiova.